În perioada 13-19 august, doi polițiști maghiari au fost cooptați în patrule comune constituite cu polițiști români pe raza de competență a Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș și au acționat cu predilecție în Sighet. O activitate importantă pe agenda de lucru a constituit o participare la misiuni operative de patrulare și control în trafic pe DN-19 Cesarasău și DN-18 Ognașugatag. Deschiderea Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș în ceea ce privește cooperarea internațională s-a concretizat și prin participarea doi polițiști maramureșeni în zona Solnok, la acțiune alături de colegilor maghiari, în special în locurile în care se înregistrează un flux semnificativ de turiști români. Scopul acțiunilor comune l-a reprezentat asigurarea unui climat de liniște și siguranță publică în sezonul estival în zona de frontieră, prin sprijinirea poliției maghiare în eficientizarea siguranței rutiere pe DN4, aceasta fiind una dintre principalele artere de circulație din Ungaria, tranzitată și de cetățenii români. Activitățile comune au fost remarcate atât de membrii comunităților locale în raza cărora s-a acționat, cât și de participanții la trafic, fie cetățeni români, fie maghiari, toți apreciind inițiativa colaborării de acest tip.